Da, să vedem. Am să deschid cuprinsul cărții Pocalul de Foc și ce găsesc? Turnirul celor trei vrăjitori. Aici este vorba despre maghete și magie. Țintatul maghiar. Da, îmi amintesc. Aici era vorba despre cel mai puternic dragon. Veritaserum, portalul, pensivul. Wow, ce de aventuri! Nu ești curios? Găsești totul în volumul Pocalul de Foc. Acum îți propun să aducem și matematica în poveste. Am pregătit o provocare pentru tine. La concursul caselor de vrăjitori, casa cercetașilor a rezolvat corect 3 probe de magie și 4 probe de viteză, obținând 117 puncte. Regulamentul concursului spune că pentru o probă de magie se acordă tot atâtea puncte cât pentru 3 probe de viteză. Află câte puncte se acordă pentru o probă de magie și câte pentru o probă de viteză. După ce am mai citit odată problema și am reținut datele și cerința, notăm datele schematic pe un rând. 3 probe de magie plus 4 probe de viteză au obținut 117 puncte. Este foarte important să observăm că în problemă se precizează: pentru o probă de magie se acordă tot atâtea puncte cât pentru 3 probe de viteză. Deci, dacă o probă valorează ca număr de puncte cu 3 probe, atunci 3 probe de magie vor valora de 3 ori mai mult. 3 ori 3 este egal cu 9 probe viteză. Acum vom putea înlocui în schema de mai sus, deoarece înlocuim o mărime cu alta. Am înlocuit o mărime cu alta și acum este simplu de observat. 9 plus 4 este egal cu 13. Sunt cele 13 probe de viteză care valorează 117 puncte. Acum pot afla cât valorează o singură probă de viteză. 117 împărțit la 13 este egal cu 9. Pentru proba de magie, îmi amintesc că valora cât 3 de viteză, deci 3 ori 9 este egal cu 27. Așadar, am aflat: proba de viteză valorează 9 puncte, iar proba de magie valorează 27 de puncte. Ei, și cum să verificăm? Am aflat că o probă de magie valorează 27 de puncte, iar o probă de viteză valorează 9 puncte. 3 probe de magie înmulțit cu 27 plus 4 probe de viteză înmulțit cu 9 este egal. Atenție la ordinea efectuării operațiilor. Mai întâi înmulțirile, apoi adunarea. Deci, 81 plus 36 este egal cu 117. Ai obținut 117 puncte, așa cum scrie în datele problemei. Felicitări! Ai rezolvat problema eliminând o mărime și înlocuind-o cu alta. Succes în aventura ta matematică!